La Orhei a mai fost renovată o curte, de această dată din strada Vasile Lupu. Aici au apărut alei asfaltate, trotuare, pavate, intrări frumos amenajate în blocurile de locuințe, mobilier urban pentru odihna localnicilor și un nou sistem de iluminat public. Lucrările s-au făcut în timp record. Această curte este mică, dar vreau să vă spun că echipa noastră din 15 încoace a început cu drumuri principale, mai apoi cu secundare, cu curți mari. Și noi am spus că vom merge în continuare până la fiecare portiță, până la fiecare curte mică. Toată echipa lui Lanșor muncește din zi în zi, de noapte în noapte, ca cumva să schimbăm viața dumneavoastră spre bine, ca să aducem confortul în casele dumneavoastră. Să aici, să mergem cu asfalt și pavaj, să amenajăm această curte. Pentru noi toate curțile sunt importante. Anul 2015 încoace, orașul nostru este supus unor schimbări pozitive, adică reparația drumurilor, reparația curților, iluminatul stradal, spații verzi și așa mai departe. Orheienii au mulțumit administrației locale pentru grijă ce le poartă zi de zi. Suntem foarte bucuroși că avem așa un lider bun și îi mulțumim lui din toată inima că are grijă de noi și de oamenii de pe din sectorul lui. Eu cred că drumul e foarte bun. Săsedii, oricine își dare. Toți vecinii au așteptat schimbări mulți ani la rând și acum peste noi a dat o astfel de fericire. Oricine de bol în asfaltăm. Sunt foarte mulțumit de calitatea asfaltului, chiar și pe strada centrală, cât și în curte, deoarece sunt copii mici, pensionari și le este destul de greu să se miște. Înainte venea ambulanța și nici nu era posibil să intre în curte. Autoritățile locale, susținute de echipa lui Ilanșor, planifică să modernizeze fiecare curte din oraș până la sfârșitul toamnei. De asemenea, sunt implementate proiecte de renovare a fațadelor și de izolare termică a clădirilor. Din 2015, când echipa lui Ilanșor a preluat conducerea Orheiului, peste 90% din infrastructura orașului a fost modernizată.